Ce poate fi mai plăcut și relaxant decât o plimbare prin cimitirul Belu? Pur și simplu, Belu nu este doar un cimitir, este o filă de istorie. De fapt, cimitirul Belu înseamnă toată cultura românească pusă la un loc pe o suprafață de 28 de hectare. Doar simpla prezență aici te luminează. Trecând pe lângă mormintele celebre, absorbi cultură, pentru că este imposibil să nu ai curiozitatea să citești măcar puțin despre cei care au fost cândva cele mai mari personalități ale acestei țări. Iată, ne ajungi și la cel de-al treilea episod al pelerinajului nostru cultural prin cimitirul Belu. Vom descoperi împreună mormintele lui Sergiu Nicolaescu, Demrădulescu, Dan Spătaru, Tom Macaragiu și multe și multe alte celebrități. Dacă încă nu ați făcut-o, nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Lăsând vorba la o parte, să începem! Mitică Popescu a decedat la data de 3 ianuarie 2023 la Spitalul Elias din București, în urma unui stop cardiac, la vârsta de 86 de ani. Marele actor român și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale pe scena Teatrului Mic din București. Este cunoscut în special pentru rolul lui Cocoșilă din filmul românesc Moromeții și emisiunea TV Dale lui Mitică. În 1958, sub regimul comunist, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru nedenunțarea de acte preparatorii pentru trecerea frontierei. Este înmormântat aici, la cimitirul Belu, alături de soția sa, actrița Leopoldina Bălănuță, care a decedat la data de 14 octombrie 1998. A murit subit de o ocluzie intestinală, avea 63 de ani. A fost o actriță sclipitoare și profundă, tragediană și recitatoare născută. A fost fată de preot militar din garnizoana Focșani. În 1977 s-a căsătorit cu actorul Mitică Popescu. Aurel Vlaicu a decedat la data de 13 septembrie 1913 la Bănești, lângă Câmpina, în urma unui accident aviatic, la vârsta de 30 de ani. A fost un inginer român inventator și pionier al aviației mondiale. Cel mai cunoscut ziar vienez al vremii, Neue Freie Presse, scria despre Aurel Vlaicu: minunate și curajoase zboruri a executat românul Aurel Vlaicu pe un aeroplan original, construit chiar de zburător, cu două elicii, între care șade aviatorul. De câte ori se răsucea mașina aceasta în loc, de părea că vine peste cap, lumea răsplătea pe român cu ovații furtunoase, aclamându-l cu entuziasm de neînchipuit. La data de 13 septembrie 1913, în timpul unei încercări de a traversa munții Carpați cu avionul său, Vlaicu II, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina. Se pare că din cauza unui atac de cord. În anul următor, prietenii săi, Magnani și Țilișteanu, finalizează construcția avionului Vlaicu III și, cu ajutorul pilotului Petre Macavei, efectuează câteva zboruri scurte. Autoritățile vremii interzic continuarea încercărilor. În toamna anului 1916, în timpul ocupației germane, avionul este expediat la Berlin. Avionul Vlaicu III a fost văzut ultima dată în anul 1940. Antonie Iorgovan a decedat la data de 4 octombrie 2007 la Viena, în urma unui infarct miocardic. Avea 59 de ani. A fost un jurist român, profesor universitar și senator independent în legislatura 1990-1992, iar apoi pe listele PSD în legislaturile 2000-2004 și 2004-2008. Între anii 1992 și 1996 a îndeplinit demnitatea de judecător la Curtea Constituțională a României. De asemenea, începând cu anul 1970, a fost membru al Partidului Comunist Român. A fost supranumit Părintele Constituției, deoarece, fiind singurul senator independent, a îndeplinit funcția de președinte al Adunării Constituante. Nicolae Paulescu
A decedat la data de 19 iulie 1931 în București, la vârsta de 61 de ani. A fost un om de știință român, medic fiziolog, profesor la Facultatea de Medicină din București și este inventatorul procesului de izolare a hormonului pancreatic antidiabetic, pancreina, numit mai târziu insulină. Din punct de vedere al adevărului istoric, nici nu mai contează că Friedrich Banting și Herbert Best și-au însușit nemeritat și, s-o spunem drept, i-au furat invenția lui Paulescu. Ulterior s-a dovedit că insulina a fost inventată de către Nicolae Paulescu, cei doi doar confirmând această descoperire. Concepția politică a lui Paulescu aparținea de extrema dreaptă, în special prin lansarea unei deșanțate propagande antisemite. În anul 1990, Nicolae Paulescu a fost numit post-mortem membru al Academiei Române. Constantin Nazarie, preotul militar, profesor universitar ortodox, a încetat din viață la data de 21 martie 1926, la vârsta de 61 de ani. Pe lângă activitatea sa didactică remarcabilă, a fost organizator și conducător al preoților militari din România în timpul Primului Război Mondial. Preoții care erau selectați intrau sub regimul legilor militare, iar misiunea lor era să însoțească trupele unde vor merge în timpul mobilizării, să dea povețele ce se impun împrejurării și să facă servicii religioase fără ezitare. A redactat două lucrări capitale pentru preoții ce urmau să se alăture trupelor, instrucțiuni asupra atribuțiilor preoților de armată și cuvântări pentru ostași și rugăciuni pentru rege, oaste și popor în vreme de război. După campania din 1916, a redactat în colaborare cu Iconom Vasile Pocitan, sub protoiereul preoților de armată, broșura Înarmarea sufletească a ostașului român, a pus bazele serviciului religios al armatei. Trebuie să recunosc faptul că nu am auzit despre Constantin Nazarie până acum. Descoperirea mormântului acestui personaj, cel puțin istoric, a fost pur și simplu întâmplătoare. Rătăcind prin cimitirul Belu, în căutarea mormântului unei personalități mult mai cunoscute, am observat câțiva oameni adunați care se rugau în jurul acestui mormânt foarte îngrijit. Apropiindu-mă, o doamnă mi-a spus, fără a pune eu întrebări, aici este înmormântat părintele Nazarie, făcătorul de minuni. Au urmat câteva istorioare despre minunile săvârșite. Foarte interesant este faptul că la mormânt erau oameni care nu se cunoșteau între ei și fiecare avea câte o poveste despre o minune care i s-a întâmplat după ce s-a rugat la acest mormânt. Toma Caragiu, marele actor, a decedat la data de 4 martie 1977 la București, în urma cutremurului, fiind prins sub dărâmături. Avea 51 de ani. Cine nu-l cunoaște pe Toma, așa cum îi spuneau și cum încă îi mai spun colegii, fie că l-au cunoscut, fie că nu, căci el este unicul Toma, actorul genial Toma Caragiu, ce a bucurat milioane de spectatori și a inspirat multe generații de actori, printre care mă număr și eu. În seara cutremurului din data de 4 martie 1977, artistul îl avea în vizită pe prietenul său, regizorul de film și televiziune Alexandru Bocăneț, venit să sărbătorească finalizarea filmului său Gloria nu cântă, în care Toma a jucat rolul principal. Imobilul în care locuia, blocul Continental, a fost distrus de cutremur până la etajul 3, el locuia la etajul 2, dar cei doi au fost surprinși încercând să fugă pe scări și prinși între dărâmături. Trupul actorului a fost găsit 6 zile după cutremur, iar înhumarea a avut loc a doua zi, la 11 martie 1977, aici, în cimitirul Belu. Aurelio Zeffini a decedat la data de 10 noiembrie 1994, avea 78 de ani, a fost timp de 2 decenii director al Circului de Stat din București, a jucat în filme și a scris scenarii. Putem aminti aici seria BD, unde a jucat alături de Demrădulescu, Toma Caragiu
Jean Constantin și mulți alții. Când avea 13 ani, a fugit de acasă și s-a lipit de un circ. A învățat meserie de la un mare magician, Mary King, un american. A început cu spectacole prin sate, pe la case de cultură, apoi a venit în București. Este considerat primul și cel mai mare iluzionist din România. Emil Gârleanu a decedat la data de 2 iunie 1914 la Câmpul Lung, în urma unei congestii renale. Avea 36 de ani. A fost un prozator, regizor, scenarist de film și jurnalist român. În copilărie era considerat ciudat, fiind de o prea mare sensibilitate și concentrare. Își îngrijora mama prin îndelungile lui stări de visare. Se juca de-a soldații și citea cu nesaț Povățuitorul copiilor, editat de Ion Creangă. A fost sublocotenent în armata română, dar este exilat la Bârlad pentru activitatea sa publicistică, interzisă de regulamentul militar. A fost președintele Teatrului Național din Craiova între anii 1911 și 1914. A participat activ la înființarea Societății Scriitorilor Români în 1908, al cărui președinte a fost între 1911 și 1912. A fost reprezentant de frunte al semănătorismului și foarte apreciat de Nicolae Iorga, căruia îi dedică volumul de debut Bătrânii. Cel mai cunoscut volum al lui Emil Gârleanu este Din lumea celor care nu cuvântă, în care a relatat întâmplări alegorice din viața gâzelor, păsărilor, animalelor și plantelor. Șteo Iosif a decedat la data de 22 iunie 1913 la București, în urma unui accident vascular cerebral. Avea doar 37 de ani. A debutat cu poezie în revista Școalei din Craiova în anul 1892 cu poezia Izvorul. A primit premii ale Academiei Române pentru volumele Poezii în anul 1902 și Credințe în anul 1906. Din inițiativa lui Emil Gârleanu, Șteo Iosif și Dimitrie Angel, scriitori tineri din București, s-au întrunit într-o primă consfătuire de lucru în ziua de 13 martie 1908, alcătuind o comisie provizorie pentru elaborarea statutelor preconizatei Societății Scriitorilor Români. Șteo Iosif suferea de sifilis și consuma alcool. A murit la spitalul Colțea. Panait Cerna a decedat la data de 26 martie 1913 în Germania, fiind bolnav de tuberculoză. Avea 32 de ani. A fost un poet intimist, romantic și tradiționalist român, un epigon al poetului Mihai Eminescu, precum și filosof, critic literar și traducător. Vorbitor nativ al limbii bulgare, Cerna a scris cu toate acestea în română și a dezvoltat un stil tradiționalist care a fost legat de clasicism și neoclasicism. Debutul literar al lui Panait Cerna a avut loc la 16 ani, la 24 august 1897, în revista Foaia Interesantă, cu poezia Trecut. În județul Tulcea, în extremitatea vestică, se află localitatea Cerna. Aici, în mijlocul satului, se află casa memorială Panait Cerna. Zaharia Stancu a decedat la data de 5 decembrie 1974 la București. Avea 72 de ani. A fost recunoscut atât ca poet, cât și ca prozator de valoare încă din perioada interbelică în cercurile literare și de către publicul larg. Gloria și recunoașterea majoră le-a cunoscut însă după război, fiind promovat de puterea comunistă din rațiuni ideologice. A fost director al Teatrului Național din București, membru al Comitetului de Direcție al Editurii pentru Literatură și Artă, președinte al Uniunii Scriitorilor și al Societății Scriitorilor Democrați din România. Cu evlavie în numeroase rânduri, Stancu și-a afirmat dragostea nețărmuită față de marea putere sovietică și genialul părinte al popoarelor, Iosif Stalin.
Mâna îi tremura când așternea câteva gânduri în cărțile de oaspeți ale instituțiilor din URSS. Copleșit de emoție, a stat la căpătâiul lui Lenin, care doarme somn greu adânc după o viață de zbucium și luptă, de trudă și triumf, așa cum spunea chiar Zaharia Stancu. A fost exclus din Partidul Muncitoresc Român în timpul verificărilor membrilor de partid în 1950. A făcut continuu cereri să fie reprimit și într-un final Gheorghiu Dej și-a dat acordul, însă mai tinerii membri ai biroului politic s-au opus. Cel mai virulent a fost Nicolae Ceaușescu. Împotriva lui Zaharia Stancu s-au pronunțat pe rând Ion Gheorghe Maurer, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Emil Bodnăraș. Cu toții l-au acuzat că fusese agent de siguranță. Noi știm și ce a dat el, a plusat Nicolae Ceaușescu, după care a precizat că Zaharia Stancu fusese agent până după 23 august 1944. Șeful securității, Alexandru Drăghici, a completat portretul controversat al publicistului. În tinerețe, a spus el, lucrase ca agent acoperit în județul Telerman. În timpul discuțiilor, Ioan Gheorghe Maurer și Leonte Răutu și-au nuanțat poziția. Cele mai cunoscute opere ale lui Zaharia Stancu sunt romanele Desculți, Jocul cu moartea, Șatra și Pădurea nebună. Cornel Vulpe a decedat la data de 4 septembrie 2002 în București. Avea 72 de ani. A fost un actor român de teatru și film. A jucat toată viața la Teatrul de Comedie din București, unde a fost angajat în 1969. Un om blând, asta spune înainte de toate despre Cornel Vulpe, și modest, în sensul cel înalt al cuvântului. Mai rămâne în memoria publicului și pentru rolurile din filmele cu Coana Chirița, Chirița în Iași, Tufă de Veneția, Grăbește-te încet, cât și multe altele. Gheorghe Cozorici a decedat la data de 18 decembrie 1993 la București, în urma unor probleme de sănătate. A fost coleg de promoție cu Amza Pelea și Victor Rebenciuc. Uimea prin timbrul său vocal inconfundabil și avea o disciplină a gestului care era înnobilată prin eleganță și expresivitate scenică. A fost comparat cu marele actor de film Richard Burton. A fost un interpret de geniu al versului. Luceafărul Eminescian rămâne o dovadă vie în acest sens, un document sonor unde actorul comunică prin inflexiunile vocii sale sensurile filosofice ale poemului. A jucat în filmele Ciuleandra, Capcana Mercenarilor și Războiul Independenței. Ion Dichiseanu s-a stins din viață la data de 20 mai 2021 în București, la vârsta de 87 de ani, din cauze naturale. Fiind student la Politehnică, a fost îndrumat spre actorie de către nepoata lui George Vraca. După absolvirea facultății de teatru, a plecat cu toată promoția la Teatrul din Botoșani. În anii 60 a avut o relație cu celebra actriță spaniolă Sara Montiel, despre care a scris în cartea Frumoasa spaniolă, frumoasa suedeză. Rămâne în memoria publicului pentru rolurile Pierre Vaillant din seria Toate pânzele sus, Capitanul Mărgărit din Trandafirul Galben și Calopar din Burebista. Dan Spătaru s-a stins din viață la data de 8 septembrie 2004 la București, în urma unui infarct miocardic. Avea 64 de ani. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Este poate cel mai fredonat refren din muzica românească. Înainte de cariera muzicală, a fost fotbalist profesionist și a jucat ca mijlocaș pentru Clubul Știința București. Cariera lui se poate asemăna cu cea a lui Julio Iglesias și el fiind la rândul lui fotbalist înainte de a se apuca de muzică. Dan Spătaru deține recordul mondial pentru cele mai lungi aplauze primite, 16 minute și 19 secunde, în 1967, la un festival internațional în Cuba. Dem Rădulescu
Marele actor a decedat la data de 17 septembrie 2000 la București în urma unui infarct miocardic. Avea 68 de ani. Geniul comic al maestrului nu încetează să ne bucure și să ne inspire și în ziua de azi. Pe lângă cariera excepțională în teatru și film, a mai fost și profesor la UNATC. După terminarea liceului, Bibanul, poreclă primită în liceu, a trebuit să aleagă între box și actorie. El a obținut chiar o stea de aur la un campionat de amatori, a luptat în ring la categoria semi-mijlocie. În anii copilăriei și în perioada războiului a fost foarte sărac, avea voie să mănânce doar un borcan de vinete împănate și o pâine. Dembrădulescu spunea: o zi în care n-ai râs e o zi pierdută. Omul are nevoie de râs la nivelul celulei. Buna dispoziție, se știe, dizolvă adrenalina pe care o provoacă durerea, supărarea, enervarea. Comedia e salvarea. Mi se pare un medicament extraordinar pentru că omenirea e bolnavă. Și câte situații de comedie adevărată există în viață. Suntem clovni într-un mare circ. Încă revedem cu plăcere filmele în care are roluri magistrale, cum ar fi seria BD, Astă seară dansăm în familie, Veronica, Expresul de buftea, cât și multe altele. Sergiu Nicolaescu a decedat la data de 3 ianuarie 2013 la București în urma unei insuficiențe respiratorii. Avea 82 de ani. El a fost incinerat sâmbătă 5 ianuarie 2013, orele 12, la crematoriul Vitan Bârzești din București, după cum a fost dorința lui, deși s-a iscat un scandal public imens. Urna cu cenușa regizorului a fost înhumată aici, la cimitirul Belu. S-a născut la Târgu Jiu, într-o familie de aromâni și a fost un regizor, scenarist, actor și politician român. A fost căsătorit de 3 ori. Este de departe cel mai prolific și vizionat regizor român din toate timpurile. 54 de filme plus 27 de coproducții și peste 1 miliard de spectatori. Sergiu Nicolaescu a debutat în filmele de lung metraj cu filmul Daci în 1967. A urmat mega producția Mihai Viteazul în 1971, precum și o serie de filme polițiste centrate în jurul personajului fictiv Comisarul Moldovan, despre care se spune că la bază îl are pe comisarul de poliție Gheorghe Cambrea, unchiul lui Sergiu Nicolaescu, și el având o piatră funerară aici. După Revoluția din 1989, a fost senator din partea FSN, PDSR și PSD. A condus Comisia Senatorială de Cercetare a Evenimentelor din 1989. Multe din filmele sale au o foarte mare popularitate, impunând în folclorul urban citate repetate și parodiate, precum Un fleac m-au ciuruit. Moștenirea cinematografică greu de egalat a lui Sergiu Nicolaescu include filme ca Mihai Viteazul, Mircea, Noi cei din linia întâi, Duelul, Capcana mercenarilor, Neamărin miliardar, Revanșa, Cu mâinile curate, Ultimul cartuș, Un comisar acuză, Nemuritorii, cât și foarte multe altele. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați apăsând butonul de subscribe.